Care considerați că este contribuția dumneavoastră la dezvoltarea internetului în România? Concret, ce făceați în 1993? Să încep eu. Eram profesor așa la Palatul Național Copiilor, așa se numește și acum. Revoluția, trebuie spus, m-a prins tot acolo, tot profesor de informatică. Am format o catedră foarte puternică. Eram, la un moment dat, ajunsesem chiar vreo 10 profesori de informatică. Am reușit să antrenăm copii, să pregătim copii de toate vârstele. Aș putea spune că am făcut pionierat în pedagogie, mă refer la predarea informaticii, pentru că aveam clase de copilași chiar de clasa 1, clasa 2, pe care îi învățam foarte frumos mai întâi să gândească structurat, îi învățam scheme logice, iar apoi încet, încet îi treceam prin un limbaj care atunci se numea Basic, iar apoi se perfecționau și ajungeau să programeze în Turbo Pascal sau în C. Lucruri foarte importante pentru acea perioadă. De ce spun foarte importante? Pentru că în anul 1993 unul sau chiar doi din membrii lotului olimpic internațional al României, care a câștigat pentru prima dată locul întâi pe națiuni în Argentina, la Mendoza, bineînțeles pregătiți de profesori universitari, Moisa Trandafir, Nicolae Țăpuș, acei doi copii, mă refer la Emil Prăun și la Soviani, au fost pregătiți la cercurile de la Palatul Pionierilor și atunci, într-adevăr, pot să spun că ceea ce făceam noi era foarte important. Pregăteam copii care ajungeau să fie cei mai buni din lume. Iar de atunci acea catedră de-a lungul anilor a scos, am reușit să pregătim copii care au foarte mulți care au reușit să ajungă campioni internaționali la olimpiade, să câștige olimpiadele internaționale de informatică. Asta pe de-o parte, dar pe de altă parte, imaginați-vă că în fiecare an veneau în jur, se înscriau în jur de 600-700 de copii care erau extraordinar de dornici să învețe informatică, pentru că vorbim de anii 90, o perioadă în care deschiderile asigurate de revoluție, practic, dezvoltarea IT-ului au însemnat un mesaj, un viitor pentru acei copii, iar părinților, bineînțeles, unde puteau să-i ducă? Ori la Palatul Copiilor, unde cursurile erau gratuite, unde am reușit să creez o bază materială, ceea ce era foarte important, pentru că, așa cum vorbeam și mai devreme cu Radu, noi am învățat să programăm la tablă. Profesorii noștri, Stelian Niculescu, domn profesor Stelian Niculescu, un veteran al informaticii, autorul primului manual, discipol al marelui Moisil, ne pregătea pe mine la facultatea de electronică, pur și simplu scriind pe tablă, învățând să gândim algoritmi structurat. Nu aveam decât niște sisteme de calcul pe care acum nici nu știu dacă putem să le numim rudimentare, deci ceva absolut bizar. Tinerii de azi n-ar putea să înțeleagă ce să facă cu o cartelă sau, în sfârșit. Da, deci sunt lucruri... Știu că mai am acasă. Da? Interesant. Da, deci sunt lucruri pe care nu aș vrea să le aprofundez, pentru că ascultătorii dumneavoastră și cei care ne urmăresc nu ar înțelege pur și simplu ce făceam noi atunci. Dar revenind la partea educațională, care a însemnat extrem de mult, iar Radu a avut un rol decisiv, pentru că el a fost, trebuie spus, cel care l-a convins pe George Soros și pe Alin Todorescu, care era președintele Fundației Soros, a stat cu ei acolo și a convins să investească, s-au ajuns chiar, dacă nu mă înșel, la sute de mii de dolari în calculatoare. Și primul
proiect național al Fundației Soros dă un impact fabulos a fost coordonat de Radu și numit Computere pentru Licee, Computer for High School. Și asta presupunea dotarea fiecărui liceu. 342. Până la urmă au ajuns 342 de licee dotate cu o rețea formată din 20 sau 30 sau 40 de calculatoare, un laborator complet echipat cu PC-uri, ceea ce la vremea aceea era, vă spun, era ceva fabulos pentru copii. Ei erau obișnuiți cu acele calculatorașe numite HC85 sau Cobre, care erau produse de ICE, de fabrica de calculatoare de la noi. Ei, în momentul în care eu am avut șansa să folosească un PC adevărat cu Windows pe el, cu Turbo Pascal, cu C, cu programe cu ajutorul cărora să dezvolte aplicații, ele erau conectate în rețea, au învățat să folosească un server, un server pe care se compilau ceea ce programau ei, a fost un pas extraordinar și așa cum spunea Radu, 342 deci, licee reprezentative, ei, procedura era foarte simplă. S-a dus imediat zvonul. Ei depuneau un proiect, Radul aproba imediat, lua semnătura de la Alin, banii se plăteau, la vremea aceea a fost și un partener foarte serios, firma KT Technologies, Dan Gârlașu, care a avut un rol extraordinar de important, Dan Ionescu, de asemenea proprietarul companiei, care au ajutat și ei masiv la acea dezvoltare exponențială în rândul tinerilor din licee. Al doilea proiect extrem de un impact fabulos a fost un copy-paste, numai că era vorba de asigurarea accesului la internet. Pentru aceste licee, pentru că ele au fost dotate cu rețele de calculatoare în proiectul coordonat de Radu, iar apoi a venit Nicolae Sandu, care a spus trebuie să dăm internet, trebuie să conectăm în internet toate aceste calculatoare. Și atunci Fundația Soros a finanțat această inițiativă, am pus și eu umărul destul de serios la construcția acelui internet service provider educațional, care a permis accesul acestor rețele, acestor licee la internet. Deci pot să vă spun cu certitudine că acestea au fost momentele de start adevărat al internetului în România, pentru că dacă, pe de-o parte, mediul universitar sau mediul de cercetare prezentat de aici, care oferă acces, aveau o pondere inițial destul de însemnată, vorbeam de până într-o mie de oameni care aveau acces la internet, apoi, odată cu aceste procese, practic, IT-ul a fost democratizat, a fost pus la dispoziția în masă, a fost pus la dispoziția elevilor, adolescenților, cei care erau avizi de a descoperi, de a învăța să programeze, de a naviga pe internet, de a folosi toate resursele internetului la maxim. Și pot spune că acel val de mii și mii de oameni pregătiți în acele laboratoare, cei care au rămas în România au făcut treabă pe aici, dar foarte mulți din ei au plecat... Ceilalți formează a doua limbă vorbită la Microsoft. Exact, au plecat la marile companii, pentru că, știți, într-un fel poate să evolueze un tânăr care are la dispoziție, care are voință. Știți, noi aveam o vorbă și împreună cu Radu am observat extrem de multe aspecte legate de pedagogie și de cum copii simpli, copii de la țară, dacă le puneai la dispoziție resurse, evoluau într-un mod fantastic. Ori lucrul ăsta l-am făcut noi, am realizat zeci sau chiar peste 100 de tabere în care căram calculatoarele cu noi, aduceam tinerii, le puneam la dispoziție și în afară de partea de recreere, de distracție pe care o ofeream în tabără, asiguram cursuri. De asemenea, cursuri finanțate în bună măsură de Fundația Soros, lucru pe care, chiar dacă poate avea o conotație, știu eu,
se pot interpreta în fel și chip. Eu vă spun cu mâna pe inimă, acest George Soros a făcut enorm pentru tinerii din România. Iar în acest context pot să vă dau un exemplu. Un exemplu care pe mine, mie mi-a rămas în minte. Eu la Palatul Copiilor organizasem acolo un nod foarte mare în care veneau, ofeream internet gratuit. Și atât de faimos ajunsese acel loc la Palatul Copiilor, încât oamenii veneau, deci realizasem acolo un hunting, un trunc de hunting cu vreo 100 de linii și oamenii puteau să se conecteze în special pentru e-mail, dar noaptea când puteau să intre și pe conturi de online, PPP se numeau atunci. Acolo în permanență era coadă. Imaginați-vă cozile, nu știu că voi sunteți mai tineri, de pe vremea lui Ceaușescu erau cozi uriașe, la mâncare, la tot felul de chestii. După Revoluție n-au mai fost cozi, că au fost de toate. Prin toamna lui 93 sau 94, nu cred că 94, a venit Soros odată, a dus de Alexandru Mironov, care era consilier prezidențial. Și Alexandru Mironov a fost tot timpul un susținător al Palatului Național Copiilor. Și al acestei mișcări în general. Exact, și al acestei mișcări. El știind exact ce facem noi acolo și am făcut multe emisiuni și cu tineri, cu tineri pe care îi formam acolo și au avut un impact acele emisiuni extraordinar asupra generației tinere și au reușit să îi îndrepte către IT. Și a venit cu Soros. Până pusă masă așa. Nu o să încet, era chiar după amiază, spre seară, așa, nu știu, până la 6. Și m-a sunat Riana Calută, care era directoarea generală a Palatului Copilor și zice, Mihai, vezi că m-a sunat Mironov, că vine cu George Soros. Eu prea înțelegeam ce să caute Soros. Păi nu, că vrea să vadă informatică, ce ai făcut tu pe acolo cu Drăgușin, aveam un coleg, Marian Drăgușin, să le arătați calculatoare, nu știu. Și vine Mironov cu George Soros, erau așa în fugă. Și acolo aveam, erau niște scări, așa vreo 4 etaje, unde era unul dintre laboratoare, unde era chiar așa numit un nod. Și acolo erau vreo 2 etaje, oamenii stăteau la coadă, pe 2 rânduri, așa. Și vine Soros acolo, miliardarul Soros cu Mironov, era Mironov înainte, mai erau vreo 2 oameni de la președinție și vede oamenii la coadă. Intră pe lângă ei și face loc. Normal, oamenii l-au cunoscut pe Mironov, că altfel nu puteai, trebuia să stai la coadă, era ordine acolo. Și întreabă, Soros, ce fac ăștia aici? Și zic, stau la coadă la e-mail. Nu se poate așa, mai explică-mă o dată. Păi uite. Și am arătat. Aici am tras de la Rom Telecom 100 de linii. Astea sunt serverele. Astea sunt niște modemuri, da? Și oamenii intră pe astea de acasă și au acces la e-mail. Uite, am nu se poate așa ceva. Și mi-a zis, uite, să ai grijă. În 1993 a fost în noiembrie. Așa, exact, atunci. Exact. 18 și, sau 19 noiembrie. Și avem și zice, ce, tu lucrezi, ce, da, mai colaborez cu fundația, dar ce-ți trebuie? Și în sfârșit, știu că atunci a insistat să iau, i-am zis, cred că un server mi-ar trebui și niște modemuri și zice, da, să te duci la fundație, că o să te ajut, este o treabă extraordinară ce faci aici și să știi că te ajut, a vorbit și cu Alin Todorescu și cu Nicolaos, pormă Nicolaos, așa ne-am împrietenit cu Nicolae Sandu, care el coordona toate astea, proiectele astea. Și țin minte că mi-a dat atunci un calculator, un server compact, de vreo 5.000 de dolari, era ceva o sumă fabuloasă, era ceva nu știu ce și l-am folosit pe acela și încă nu știu, câteva zeci de modemuri. Și de atunci eu m-am implicat și eu destul de serios împreună cu Nicolae Sandu, cu Nicolaos, o să spun că așa e el porecla lui. Numele, da. Da, a devenit și a transformat, da. Porecla în renume și m-am implicat și eu foarte serios în această mișcare de introducerea internetului pe scară largă în zona educațională. Și vă spun că de la asta am plecat, apropo de George Soros, de conotațiile naționaliste sau știu ce doresc unii sau alții să le dea, eu vă spun că a făcut enorm pentru România. Enorm pentru tinerii din România și mii și mii de tineri au beneficiat de toate dotările și toate finanțările asigurate de George Soros, fără niciun interes. Ce au făcut până la urmă? Au
a investit în educația și în evoluția tinerilor din România.